spune că la Ministerul Mediului anul acesta, chiar acum de foarte curând de fapt, cred că am reușit în premieră să împiedicăm intrarea în România a 16 tiruri care transportau ilegal deșeuri din import. Este o colaborare foarte bună pe care am solicitat-o gărzii de mediu cu organele de control vamale și cu Poliția de Frontieră, pentru că aveam anumite semnale că chiar inclusiv de la cetățeni, că se încearcă introducerea în România de către deșeuri periculoase sau nepericuloase, de deșeuri care să fie eliminate. Eliminate înseamnă depozitate la groapa de gunoi. Ori acest lucru este ilegal. Există atât legislație românească cât și legislație europeană care împiedică importul la noi în țară de deșeuri pentru eliminare. Se pot importa deșeuri verzi, așa numite verzi, adică deșeuri care pot fi valorificate prin reciclare, dar nu se pot importa deșeuri care să ajungă pe groapa de gunoi.